Salut și bine ați venit la mine acasă! Deci, sunteți undeva pe un pervaz care este destul de jos pentru mine. Alea sunt niște pungi pentru că tocmai am făcut un Shein haul și am zis că este cazul să vă fac turul casei. Situația este în felul următor. Această casă a fost făcută de părinții Cristinei, care este prietena mea cea mai bună. Ei au locuit în această casă acum câțiva ani, după care s-au mutat. Au împărțit casa în două în momentul în care s-au mutat. O parte a fost cumpărată de părinții mei și este vorba despre parter, unde părinții mei au folosit parterul ca să-și facă o afacere, iar partea de sus a fost cumpărată de o doamnă. Între timp, doamna care a cumpărat etajul s-a mutat din țară și a avut chiriaș în acest loc. Și la un moment dat s-a hotărât totuși să vândă această casă pentru că nu avea cine să aibă grijă de ea. Aici intervin eu, cumpărând această casă. Inițial discutasem cu părinții mei să mă mut eu la ei în casă și să vină ei aici, însă din mai multe motive am decis că e mai ok să stăm noi în acest loc. Cam asta este povestea pe scurt a căsuței noastre și hai să fac un tur al acesteia ca să vedeți despre ce este vorba. Vreau să menționez că acum casa este nerenovată și tot ceea ce o să vedeți va fi schimbat. Casa este exact în stadiul în care a fost ea construită, adică în 2004, și la fel toate finisajele sunt de atunci. Noi ușor, ușor în timp o să schimbăm absolut totul și o să facem casa după gustul nostru. Deci uitați-vă așa mai mult la esența casei și mai puțin la finisajele care, precum observați, sunt vechi. Deci ne apucăm de renovat. Ok, acolo este ușa de la intrare, eu mă aflu pe scări și avem acest hol. Acest hol care se duce așa un pic în acest colț, unde vom pune cândva un dulap. Cândva, la un moment dat vom pune un dulap. Mi-aș fi dorit o lentilă mai wide, din păcate nu avem ceva mai wide de atât. Și, hello, vedeți și pe mine, în toată splendoarea, avem aici și zona asta în care probabil o să facem un pantofar la comandă. Ok? Asta este zona. Aici va fi dulapul. Zona asta de hol e pare mai mică în acest filmuleț față de cum este în realitate. E destul de mare. E foarte greu să filmez cu o cameră din asta. Și imediat aici, în stânga, urmează scările. Noi plănuim să scăpăm cu totul de această gresie și să o înlocuim, la fel și balustrada. Și se urcă așa la etaj. O să merg de la dreapta la stânga, în sensul invers al acelor de ceasornic, ca să vedeți despre ce este vorba. Bun, aici urmează sufrageria. Sufrageria este open space. O să aprind lumina. Avem un scaun aici, pe care abia l-am cumpărat și nu aveam unde să-l punem. Deci acolo sunt scările și aici este sufrageria. Aici o să vină canapeaua și o să avem birouri în partea asta-laltă. Acolo este geamul și peretele pe care o să avem televizorul, dulap, cred că în zona aia o să facem un dulap. Vom muta aerul condiționat în altă parte. Acum o chestie pe jos, că așa este atunci când te muți. Dar aceasta este sufrageria. Credem totuși că o să păstrăm parchetul din toată chestia asta pentru că nu mi se pare nașpa, o să arate bine. Mă interesează foarte mult sufrageria în momentul de față pentru că știu că nu o să petrec cel mai mult timp aici. O să avem birourile aici, într-adevăr, dar în rest, noi nu prea stăm în sufragerie, sincer. Urmează imediat după această cameră care este uriașă. Nu știu dacă o să se vadă pe cameră cât de mare este. Are 30 de metri pătrați. Este huge. Și această cameră va fi transformată în bucătărie. Aici, pe tot peretele ăsta și pe peretele ăla, o să vină mobila de bucătărie, o să avem insulă și aici vom avea o zonă de dining. Este destul de complicat să mutăm bucătăria aici, dar merită pentru că, o să vedeți, bucătăria veche era foarte mică și noi ne dorim o zonă în care o să stăm cel mai mult aici. Sunt convinsă că aici o să petrecem cel mai mare din partea timpului nostru, la masă, cu prietenii, gătind. Deci, asta este viitoarea bucătărie. Primul lucru pe care o să-l facem va fi să ne ocupăm de toată partea electrică și probabil va dura ceva timp. Acestea sunt ușile pe care o să le schimbăm pentru că sunt foarte vechi. Mi-am amintesc de o cabană de la munte. Și mai departe este baia. Avem o baie, o singură baie avem, dar este foarte mare. Această baie are 15 metri pătrați. Și totul este pe stânga. Din nou, vom schimba absolut tot ce se vede în aceste imagini. Va fi schimbat gresie, faianță, tot WC-ul, bideul, chiuveta, cada. Schimbăm tot, renunțăm la cadă, vrem doar dușul ok.
Și aici, pe dreapta, probabil o să avem niște spații de depozitare, niște decorațiuni, mașinile de spălat, uscător și așa mai departe. Deci, aceasta este baia noastră uriașă și singura de altfel. Mai departe, o să vedeți vechea bucătărie, care este extraordinar de mică pentru o bucătărie, motiv pentru care am decis să mutăm bucătăria de aici, să o punem în camera aia foarte mare, care era prea mare pentru noi. Aici cândva a fost bucătăria, dar pentru că exista și partea de jos, mai exista și jos o bucătărie. Motiv pentru care cei care au stat aici înainte nu au avut nevoie de ceva foarte mare aici la etaj, au gândit-o mai mult ca o zonă în care să gătească ceva rapid, să încălzească o cafea. Cam așa a fost gândită toată treaba asta. Așadar, această cameră va fi transformată și va deveni dressing-ul meu. Pentru un dressing este foarte mare, pentru că voi avea dulapurile de aici, așa, și toată zona asta va fi un dressing. M-am gândit ca fix în capăt să-mi fac o oglindă, să fac ceva cute, vedem. Centrala cred că o să rămână acolo, hota o să dispare, evident. Dar asta este dressing-ul meu. Următoarea cameră, nu știu dacă o să înțelegeți foarte mare lucru din ea, pentru că aici este depozitul, lucrurile noastre de la București. A, trebuie să aprind lumina. Lucrurile noastre de la București sunt aici, dar asta va fi camera Lunei. Este și ea foarte mare. Gândiți-vă cât de mare este dacă noi avem toate lucrurile de la București aici. Adică avem inclusiv frigiderul, canapeaua, salteaua, patul Lunei și multe mobilări de la make-up. Avem cam tot aici. Că această încăpere are și ea 20 de metri pătrați. Eu vă spun în metri pătrați ca să vă imaginați cam cât de mare este fiecare încăpere. Ăsta a fost un plus pentru noi, faptul că toate camerele sunt super mari și ne place lucrul acesta. Deci aceasta va fi camera Lunei, care o să o facem, cred că tot într-un roz din ăsta pal. Nu știu dacă se vede în imagine, dar e un roz foarte deschis. Și am făcut planul și pentru această cameră. Aici avem o ieșire spre un balcon. Nu vă arăt foarte mult, este balconul cel mic, care este mult mai mare față de ce avem noi la București. Și mai avem un balcon acolo, în sufragerie, care este foarte mare. Aici este dormitorul nostru, unde tocmai am filmat eu holul. Și acesta are tot 20 de metri pătrați. Aici vom avea patul nostru, dar și zona mea de make-up va fi împărțită în două. Și aici îmi voi face și eu treaba și vom dormi. Și aici este o veche de bara, ceea ce a fost cândva o de bara. Și acum va fi dressing-ul lui Chiavaș, care este și el destul de încăpător. Dar totuși clar, mai mic față de al meu. Dă. Aici, probabil ați văzut așa în imagine, este un pod. Podul este și el foarte mare. Se vede foarte puțin. Uitați, eu văd acum cu camera foarte bine. N-am urcat niciodată acolo. Cândva o să urc. Dar probabil în viitorul mai îndepărtat o să-l folosim, pentru că este destul de înalt și vom folosi și spațiul de acolo sus. Nu știu ce o să facem, dar găsim noi. Și cam aceasta este viitoarea noastră căsuță, în stadiul în care este acum. O să se schimbe mult, inclusiv de săptămâna viitoare, de când începem să ne ocupăm de instalația electrică. Cu siguranță vom face totul în timp, pentru că să renovăm totul deodată ar fi prea costisitor. Pentru noi, prioritatea va fi această bucătărie, care sper eu să finalizăm măcar, nu știu, partea de faianță și de electricitate până la finalul anului, pentru că mobilierul nu cred că va fi gata așa de repede. Știu că de obicei mobilierul de bucătărie durează luni de zile, fiind foarte ocupați toți băieții care fac mobilă de bucătărie. Și ușile. Și ușile o să le schimbăm. Sper tot așa până la finalul anului să le avem schimbate. Și mai târziu, cred că anul viitor, o să ne ocupăm de gresia de aici, de balustradă și de baie. Deci nu vom face totul deodată ca să vă arăt vai de mine before and after. De-aia v-am spus că o să vă arăt pe acest vlog toată călătoria asta de renovare a acestui spațiu și sper să vă placă. Încă n-am terminat, să știți că trebuie să vă arăt și ce este afară. Mă îmbrac pentru că e frig și vă iau cu mine până jos să vă spun o poveste. Cred că e a treia oară când încerc să filmez bucățica asta și tot mă bâlbâi și spun prostii.
Vreau să continui vlogul pe care l-ați văzut până acum, pentru că nu l-am continuat în momentul în care l-am făcut. El a fost filmat în luna octombrie 2022 și l-am lăsat așa pentru că voiam să mai voleze lucrurile până când urma să-l postez. Acum am vrut să-l editez, să-l postez și mi-am dat seama că nu am terminat povestea. Și este vorba despre povestea casei, care este destul de interesantă și care merită povestită. Am zis-o tuturor prietenilor, toată lumea știe povestea asta și cred că au auzit-o de 7 ori. Ideea este, așa cum v-am povestit în acest vlog, că prietena mea, Cristina, a locuit în această casă acum câțiva ani. Casa a fost construită, cred că în 2005, ceva, să puteți să greșesc, dar pe acolo, și a fost construită de părinții ei, da? Ei au cumpărat acest teren cu o altă casă, o casă bătrânească, pe care au dărâmat-o și au construit noua casă în loc. Pe sub casă există un beci, care există și acum, pe care l-am eu fix la intrarea în casă, un beci care este parte din catacombele care pleacă de la Palatul Culturii spre exteriorul orașului. Aceste catacombe au fost făcute de Ștefan cel Mare pe vremea lui, în cazul în care ar fi atacat turcii, ei să poată să scape prin aceste catacombe care duceau la ieșirea din oraș. Cum noi locuim la ieșirea din oraș, aceste catacombe sunt destul de întâlnite, adică există o pădure aproape de mine și există o ieșire la una dintre aceste catacombe. Multe dintre ele au mai fost găsite prin Iași și în momentul în care s-a mai construit o stradă, un mall și așa mai departe. Adică cine știe cine este din Iași, știe că atunci când s-a făcut pala, s-a durat foarte mult timp până când au terminat mall-ul, pentru că au dat de monumente istorice, inclusiv aceste catacombe. O parte din ele se mai pot vedea și la pasajul de la Hala Centrală, pentru că la fel acolo sunt niște catacombe. Așa este și beciul nostru. Beciul nostru, în momentul în care s-a mutat Cristina pe acest teren, ducea pe sub vreo 3 case, adică lung, lung, lung de tot. Ei au dărâmat casa aia bătrânească care era în locul casei de acum și tot restul ăla care a rămas de pietriș și whatever a fost băgat în beci, pentru că era mai economic așa și l-au mai scurtat, adică beciul e mai scurtuț acum, dar din ce am înțeles beciul are vreo 10 metri lungime și are 2 camere, avem și un lift și putem să coborăm chestiile foarte grele, nu știu, câte o damigeană, câte un butoi din ăla mare, așa, se pun pe acest lift și liftul se duce pe scară. Mi se pare foarte tare povestea asta și povestea Cristina că înainte de casa bătrânească, care exista înainte de casa de acum, ar fi existat un han. Asta e o poveste pe care ea o știe de la bunica ei. Ei, și în acest han s-ar mai fi omorât niște oameni la băutură, știți cum e, moldoveni, la un pic de alcool și au mai dat în cap unul altuia. Și aparent, aceste rămășițe ale celor care au murit au fost duse în beciul nostru. Deci avem un beci destul de interesant. Când o să-mi fac curaj, când o să-mi fac curaj și dacă se va întâmpla, o să cobor acolo. În primul rând, nu cred că avem lumină acum acolo. Habar nu avem ce avem acolo, pentru că nu am intrat. Tata a mai fost acolo, eu nu am fost niciodată. Sau ce puțin nu mi-amintesc să fi fost. Chiar și leșinat abia așteptă să intre. Și da, o să vă arăt când o să am curaj să cobor și eu acolo în beci. Bun, stadiul actual cu casa o să-l aflați în următorul vlog, pentru că vreau să mă apuc să postez ceva mai regulat și îmi pare rău de încă o dată de această absență lungă, pentru că am fost atât de prinsă cu casa, cu statul cu luna. Mutarea asta de la București la Iași m-a lovit un pic, ca să spun așa. Nu neapărat că a fost rău sau că îmi pare rău de ceva, dar pur și simplu a fost o schimbare destul de mare și de-aia nici nu am postat foarte mult pe rețele de social media. Să știți că sunt foarte prezentă pe TikTok, deci dacă vreți să ne auzim, mă puteți vedea acolo mult mai bine. Dar o să continui și cu YouTube-ul, pentru că mă întreabă toată lumea dacă mai vreau să postez pe YouTube. Bineînțeles că vreau să mai postez. Poate nu o fac la fel de des cum o făceam cândva, pentru că mă concentrez mai mult pe alte platforme. Dar cu siguranță o să încerc măcar o dată la 2 săptămâni să fiu aici cu un vlog interesant pentru voi. Am plănuit deja alte clipuri care urmează, sunt deja filmate, urmează să fie lucrate, așa că stați pe aproape și să fiți la curent și cu casa noastră, că știu că sunt multe persoane interesate de subiectul acesta. Mi-ați spus pe internet că vreți să aflați cum e cu constructori, cu aia. Urmează un vlog în care vă dau mult mai multe informații despre subiectul acesta. Așa că cam asta a fost turul casei și povestea ei și sper că n-am ratat nimic. O să vă povestesc mai multe în vlogul care urmează. Așa că mulțumesc de vizionare și ne vedem data viitoare. V-am pupat! Pa, pa!